Polițiștii de frontieră maramureșeni au depistat în trafic un tânăr maramureșan care conducea un autoturism plin cu țigări de contrabandă. Șoferul care nici măcar nu avea permis de conducere a fost reținut cu focuri de armă deoarece nu a oprit la semnalele regulamentare. Autoturismul și cele aproape 4.000 de pachete cu țigări de proveniență ucraineană au fost reținute. În ultimele două zile, Tribunalul Maramureș a fost vizitat de peste 300 de elevi. Ieri, la ziua ușilor deschise, manifestare organizată anual în cadrul instanțelor din România, cu ocazia Zilei Europene a Justiției Civile, au participat 260 de elevi și studenți de la instituții de învățământ din Baia Mare, Coa și Tăuții de Sus. Lor li s-au alăturat astăzi elevi de gimnaziu din municipiul Reședință de Județ, care au poposit în această instituție în cadrul programului Școala altfel. Șase voluntari ai Serviciului European de Voluntariat desfășoară timp de șase luni activități pentru copiii și tinerii din Baia Mare, Copalnic Mănăștur, Șomcuta Mare și Cavnic, în cadrul proiectului Youth Power Space, derulat de Federația Imca România, începând cu această lună. Scopul proiectului este acela de a promova incluziunea și implicarea civică prin împuternicirea copiilor și tinerilor, inclusiv a celor cu oportunități reduse, să devină ambasador dorei comunității